Mama doctoriței găsită moartă într-o clinică privată din Constanța a câștigat prima bătălie în instanță împotriva generelui ei, pe care îl bănuiește de crimă. Magistrații au decis să suspende incinerarea trupului neînsuflețit al doctoriței. Au ținut cont de martorii și de probele care arată că soțul medicului ar fi avut motive ascunse pentru a grăbi înmormântarea. De când a murit doctorița Loredana Chircu, mama ei nu mai are liniște. Nu doar că și-a pierdut unicul copil, dar acum nu va mai avea niciunde să-l plângă. Femeia spune că Loredana nu și-a dorit niciodată să fie incinerată și că, de fapt, soțul vrea să ascundă detalii care l-ar incrimina. Își bătea soția și nu avea grijă de ea. Toate acestea, pe lângă afecțiunile pe care le avea, i-ar fi adus moartea. Nepoțica mi-a spus că mama, îmi spunea mie, mama să știi că pe mami a bătut-o și mi-a confirmat și o fostă vecină. A trântit-o cu capul de, nu de bordură, de treapta de la casă și a pierdut cunoștința. Deci a luat-o de păr și a dat-o cu capul de ușa apartamentului. Și avocata doctoriței spune că ea nu și-ar fi dorit să fie incinerată. Loredana Chircu cumpărase un loc de veci înainte de căsătorie, lucru ce dovedește că voia să fie înhumată. Avocata a cerut tribunalului ca să suspende incinerarea. Trupul neînsuflețit al doamnei doctor era depus la o casă mortuară. Efectiv, au furat trupul. Trupul și l-au dus la București în vederea incinerării. Nu avea voie, nu. Soțul doctoriței neagă toate acuzațiile. Relația lor era într-adevăr dificilă din cauza programului încărcat al soției și timpului petrecut la serviciu, dar spune că n-a lovit-o niciodată. Mai mult decât atât, bărbatul afirmă că Loredana a fost cea care și-a dorit să fie incinerată, deși nu a lăsat asta în scris. Eu și copilul suntem familia Loredanei, ceilalți legal sunt rude. Știu că este împotriva voinței rudelor, dar în acest moment nu ei decid, eu decid, iar eu decid pe baza a ceea ce eu și Loredana am discutat. În ce privește varianta sinuciderii, bărbatul refuză să o ia în calcul. Este un accident sau o interacțiune între două medicamente pe care pur și simplu a scăpat. Na, medicii nu sunt zei, sunt oameni la fel ca noi doi. Incinerarea nu este privită cu ochi buni de către Biserica Ortodoxă și nici scandalul iscat în acest caz.